Iubiții mei, frați și prieteni, sunt atât de fericit că facem parte dintr-o familie care iubește Cuvântul lui Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu pe pământ și care simte și trăiește suprema ei bucurie, această familie, atunci când vorbim despre Domnul. Cum spune David, mi se satură sufletul ca de ceva consistent și sănătos. Acesta este adevărul despre cuvântul lui Dumnezeu, care nu doar dă fericire ființei noastre, dar vindecă, întărește, pregătește, luminează. Toate acestea se întâmplă în lumina cuvântului lui Dumnezeu, același cuvânt pe care l-a ținut în mâna sa Isus, Fiul lui Dumnezeu. El a ținut acest cuvânt pe care și noi îl avem astăzi, avem harul și privilegiul acesta. Mergem împreună în Cartea Rut, la capitolul 1 și de aici o să urmărim versetul 14. Tema noastră se numește Sărutul Orpei. Orpa și Rut, știți, cele două nurori. Orpa. Versetul 14. Ele au ridicat glasul și iarăși au plâns. Mai plânseseră odată, era vorba de despărțire. Imediat o să intrăm puțin în istoria aceasta, dar versetul 14 justifică titlul nostru. Orpa a sărutat pe soacra sa și a plecat, dar Ruth s-a ținut de ea. Acest verset, acest cuvânt, primă și explică despărțirea drumurilor acestor două uh, apropiate cumnate, doamne, soții, văduve, acum. Aici drumurile lor se despart. Dacă am urmări uh, capitolul 1 din Cartea Rut și întreaga carte, am observat că, de fapt, drumurile acestor două, acestor două doamne căsătorite în aceeași familie cu doi frați, drumurile lor, îmi dați voi la o mică paranteză, s-a considerat că ar fi fost surori. Nu! Pentru că Biblia spune, întoarceți-vă fiecare la mama ei. Deci, acest lucru arată că, de fapt, ele nu aveau aceeași mamă, nu a zis mama voastră, ci fiecare să se întoarcă la mama ei. Versetul 8. Naomi a zis atunci celor două nurori ale ei, duceți-vă și întorceți-vă fiecare la casa mamei ei. Lucrul acesta pune punct acestei idei cum că ar fi fost surori. Dar Dincolo de faptul că a fi sau a nu fi sora de corp, ele au avut un drum geamăn, literalmente. Împreună s-au căsătorit în aceeași familie. Împreună au trăit 10 ani căsătorite cu fiii acestei familii. Și Mahlon și Chilion, și amândouă au devenit văduve în același an, după 10 ani. Amândouă au plecat cu Naomi din Moab spre Israel, înapoi de unde veniseră. Amândouă au fost expuse acelui tratament de către Naomi și li s-a spus: Întoarceți-vă la amândouă. Amândouă au zis nu. Naomi insistă, este irațional, este irresponsabil să mergeți cu mine. Într-o altă mică paranteză, cineva a scris că s-ar putea ca Naomi să îi fi fost greu să vină cu două străine în Israel. De, nu poți să să-i la biserică pe cineva, te gândești dacă frații vor strâmba din nas sau ceva de felul acesta și cineva spune că acest lucru ar fi contat. Mă îndoiesc personal pentru că Naomi a descris viața lor inimaginabil de frumos. Dumnezeu să se îndure de voi, a spus Naomi, așa cum v-ați îndura voi de cei care au murit și de mine. Adică au trăit o viață excepțională, atât de frumoasă în familia aceasta, încât Naomi îi încredințează lui Dumnezeu, Doamne, uite, după modelul ăsta să te porți cu ele, cum s-au purtat ele cu familia, cu mine și cu, uh, și cu cei care au decedat, cu cei doi băieți. Arare ori în viață suntem conștienți de semnificația gestului nostru. Versetul 14. Orpa a ridicat, orpa a spus așa, a sărutat pe soacra sa și a plecat. Orpa iarăși a plâns primul lucru și după ce a plâns a sărutat pe soacra sa. Arare ori în viață înțelegem semnificația gestului pe care îl facem. Când Mahatma Gandhi s-a prezentat la ușa unei biserici care declara egalitatea oamenilor, Dumnezeu a creat toți oamenii egali, așa citeau Dumnealor. Dar ce departe de ceea ce credeau. Una citeau și cu totul la altceva credea. Când l-au văzut în biserică, acești oameni care vorbeau despre omul creat de Dumnezeu după chipul și asemănarea sa, toți oamenii sunt egali prin creație, prin dreptul la fericire, prin oamenii aceștia care predicau așa ceva, când l-au văzut pe el acolo, au spus să pleacă de aici, l-au scos afară din biserică, te duci la cei care au pielea ca tine, culoarea ca tine, el era negru. Indian, Brown. Și uh, lucrul acesta, scrie Mahatma Gandhi mai târziu, zice, avea o altă semnificație. Ei nu mă dedeau pe mine afară din biserică, ci se dedeau pe ei înșiși și afară din India. Uh, ce semnificație a avut sărutul orpei? Iubiții mei, mă opresc o clipă cu mare emoții și mă gândesc care ar fi fost destinul acestei doamne acestei tinere vă văduve, care ar fi fost destinul ei dacă nu săruta pe soacra ei și se întorcea în țara ei. Nu pot să spun prea mult pe tema aceasta, dar ceea ce știu este că oricine și-a unit viața cu Dumnezeu, oricine a mers pe mâna lui Dumnezeu, cum spunem noi, omul acela a câștigat viața. Și nu știu în ce ar fi constat drumul ei, dar știu sigur că prin unirea ei cu Dumnezeu, prin rămânerea în credincioșie față de Dumnezeu și prin neîntoarcerea la zei de la, de la care venise, ori ar fi avut un alt destin. S-a văzut lucrul acesta în viața cumnată ei, a Naomi. Naomi s-a ținut de soacra ei. Cine era cea care încerca să descurajeze mergerea în Israel? Chiar Naomi. Naomi nu vedea mai departe de unde vedea Orpa. Și ea spunea, nu mai este nimic de așteptat. Eu sunt în vârstă. Nu mai este nimic de așteptat. Sunt atât de amărâtă. Nu putem să mergem dintr-o țară îmbelșugată în una din care am venit eu de foame. Am venit aici. Nu este niciun viitor pentru voi lângă mine. Ea este profund, profund amabilă și bună, dar tot atât de greșită este în cuvântul ei. Cât de atenți ar trebui să fim asupra sfatului pe care îl dăm cuiva sau îndemnului? Oamenii vor da socoteală de orice îndemn pe care l-au rostit vreodată, pentru că el a dus la viață sau la moarte pe cineva. Și cuvintele acestea nu sunt simple vorbe aceste bifurcații de drumuri dictează destinul. Nu e vorba de ceea ce mâncăm la prânz sau mâncăm de seară, e vorba de, de rostul vieții pe pământ. Și Naomi, datorită supărării ei, despre care Dumnezeu a vorbit, nu fi supărat nici când ți-au murit trei copii și soțul, nu, nu umbla cu supărare. E, întristarea este ceva, simți această întristare, Iisus s-a întristat, Iisus a plâns, una este asta, acest lucru. Al doilea este supărarea care e legată de mânie sau de furie, de revoltă, de acuzație, asta e supărare. Și Biblia nu spune că într-un motiv sau altul supărarea ar fi justificată. Și spune supărarea duce numai la rău, deci nu există excepție. Cineva care se supără comite un rău. Un rău cumplit împotriva propriei ființe o otrăvește cu substanțe care se secretă în procesul acesta al numit al supărării și în domeniul duhovnicesc. Iona, datorită supărării, ajunge să nege pe Dumnezeu și să ia poziția unui diavol vis-a-vis -vis de Dumnezeu, acuzându-l pe Dumnezeu. Ajunge să se revolte împotriva cuvântului său și să-i arunce în fața lui Dumnezeu cele mai bune intenții ale lui. Bine faci tu că te superi, l-a întrebat Dumnezeu. E bine? Nu ți-a spus Dumnezeu că nu e bine să te superi. Și înțeleg că ești trist. E una să fii trist și alta să fii supărat, să clocotească o travă în tine, să ajungi până acolo încât vorba lui Cain să ucizi pe fratele tău. Dar eu mă se întoarce înapoi la Dumnezeu și îi repede cuvintele în față, bine facă mă sub, mă mâni până la moarte. până la moarte? Deci el știa că duce la moarte așa ceva, și cu bună știință, întoarce spatele lui Dumnezeu. Sper că și a revenit. Sper că și-a revenit. Dar Naomi, sub impulsul acestei supărări teribile, cel prea înalt m-a umplut de amărăciune, cel prea înalt e nedrept față de mine, vrea să spună ea în alte cuvinte, asemănătoare cuvintelor lui Iov. Și dacă el a făcut așa ceva față de mine, nu îndrăznesc să mai câștig pe nimeni la credință cu mine, când eu, eu trec prin așa ceva. Unde să vă iau pe voi să urmați pe Dumnezeu. Ce fel de Dumnezeu? Cel care m-a lăsat pe mine, mamă a doi copii și a soția unui om a lăsat văduvă și singură și părăsită într-o țară ca aceasta. Să vă iau pe voi, să vă chem pe voi la o astfel de credință. Duceți-vă acasă. Dar unde le trimiți acasă? Pentru că acasă dumnealor vin de la zeul Chemoș, se numea în Moab. Ce era zeul acesta? Era o statuie uriașă de cupru cu un grătar. În dreptul stomacului, un grătar înclinat pe care aruncau băieți, întâi născuți, direct pe foc, și de acolo cădeau în pântecele lui ca să îmbuneze zeul. Sigur că, așa cum scrie profetul Isaia, cei care se închină la idole sunt ca și ei, adică fără niciun fel de minte. Câtă suferință! Egiptul se închina la zeul muștelor, la zeul broaștelor și țara la plină de muște și de broaște în timp ce ei se închinau la zei aceștia. Ei ar fi trebuit să se ocupe de muște, nu de zeul muștelor. Zeul muștelor nici nu exista, bineînțeles. S-a dovedit lucrul acesta. Iar muștele se mulțeau în voie prin faptul că ei nu se ocupau de muște, ci așteptau ca zeul acesta să se ocupe de muște, de igienă, de celelalte. Ruth, Naomi este doborâtă de supărare și face un efort, literalmente un efort, să îndepărteze pe nurorile ei de Dumnezeul care a umplut-o de amărăciune. Poate că nu a fost această intenție, și sunt convins că nu. S-a văzut mai târziu. Dar efectul putea fi acesta. Poate că a fost ceva asemănător lui Iosef în Egipt, care cerceta sufletele fraților lui să vadă dacă a avut loc o schimbare și în ce măsură le pot fi încredințate responsabilități. E posibil lucrul acesta. E posibil că de aceea a plecat Naomi din Moab spre Israel împreună cu ele în primul rând ca să se manifeste sau să dea o șansă relației dintre ele să se vadă lucrul acesta, devotamentul lor, după care intervine a doua oară Naomi și pune la încercare relația lor cu Dumnezeu, credința lor în Dumnezeu. Și aici, în versetul 14, după ce drumul a fost atât de asemănător, ele se despart. Orpa sărută pe soacra ei și se întoarce, așa cum a declarat Naomi, nu numai la familia ei, ci la Dumnezei ei, la acest chemoș. Ea, Orba, trăise și știu se ce religie este aceasta, știu se ce fel de Dumnezei sunt aceștia. Dar nu e de mirare că nu ea s-a întors la Chemoșe, pentru ea era firesc, aș zice, sau pământesc să se întoarcă la tradițiile ei. Dar ce să spunem de Solomon, care a făcut același lucru? Întoarcerea ei la familia ei însemna întoarcerea ei la Dumnezeu ei, dar în același timp însemna întoarcerea spatelui către Dumnezeul cerurilor. Nu este nimeni pe pământ care va putea să reproșeze vreodată lui Dumnezeu că nu i-a dat nicio șansă. Oh, nu există așa ceva. Dumnezeu nu se tăgăduiește pe sine, spune Biblia. Și Biblia spune așa, lumina aceasta luminează pe orice om venind în lume chinezi, hindus, eschimoși, africani, europeani, americani, secular, ateu, un creștin, pe orice om venind în lume, Dumnezeu își asumă această responsabilitate. Ce facem cu lumina care ne este dată, cu iluminarea sufletului, aceasta este, este legată de noi. Orpa a fost în această familie, a auzit cântările lor, a auzit scripturile lor, a auzit istoria lor sfântă împletită cu numele lui Iahveh, a știut de Balam care venea din Moab și în Balac și istoria aceasta care s-a întâmplat, profeția lui Balam și toate acestea au fost inevitabile în contextul acestei familii devotată lui Dumnezeu. Ducerea lor în Moab poate fi privită negativ sau pozitiv, dar noi vom rămâne asupra acestei experiențe a vieții unde drumurile se despart. Și întrebarea care se ridică cu această ocazie este care a fost elementul determinant în despărțirea lui orpei de rut. Care a fost elementul determinant? Cele deosebit că până la un punct au fost absolut identice. Nu s-a deosebit nimic. Aceeași tinerețe, aceeași căsătorie, aceeași familie, același timp, aceeași tragedie venită după 10 ani. Toate lucrurile comun. Comportarea lor a fost ireproșabilă până acolo, că Naomi o recomandă lui Dumnezeu. Dumnezeu să ține cont de lucrul acesta și Dumnezeu ține, bineînțeles. Dar totuși s-au despărțit. Destinul uneia a fost uh, unul și al celelalte a fost diferit. Rut pornește în total necunoscut, absolut necunoscut, ceea ce orpa nu găsește de bine, nu este responsabil, nu este rațional. Și așa era. Așa era, nu era rațional. Dar era duhovnicesc. Lucrurile acestea nu se supun unor precepte raționale neapărat. Așa este în situații în care nu avem aceste evidențe și în care ne rezemăm pe Dumnezeu, Totdeauna el ne cheamă să ne folosim mintea, rațiunea, dar vine o situație în care acestea nu mai pot să ajute. Nu ai cum să vezi dincolo în întunericul necunoscutului. Plus de asta, nu ai cum să ignori atâtea elemente clare. Este vorba de o femeie în vârstă, este vorba de o femeie săracă, absolut lipită pământului, fără niciun fel de posibilitate. Este vorba de o țară străină unde nu numai că nu aparții, dar ești privit ca un câine, ca un gunoi. E ceva de felul acesta: căței mănâncă fără miturile de sub masă. Este vorba de un drum care pare închis, care nu duce nici rațional vorbind. Însă, aceasta a fost gândirea orpei. Aceasta a fost semnificația sărutului ei. A sărutat acest destin la revedere, adică. Și-a întors spatele. Acum, același lucru ar fi trebuit să facă și rut. De aceea i-a și spus Naomi, iată cum nata na versetul 15, iată cum nata na ta s-a întors la poporul ei. Întoarce-te și la poporul ei și la Dumnezeu ei. Întoarce-te și tu după cum ta. Este încercarea prin care trec Ucenicii spre calea către Emaus în care Isus vrea să meargă mai departe fără ei. Și ei spun, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Și atunci merg împreună și l-au cunoscut la frângerea pâinii. Așa se întâmplă în locul acesta. Întoarce-te și tu după ea, la părinții tăi și la Dumnezei ei și la poporul tău. Rut însă nu mai poate să facă acest lucru. De ce? Ea făcuse un legământ veșnic și neschimbător cu Dumnezeu. Ea primise credința în Dumnezeu, în Sufletul ei, nu în funcție de împrejurări, dacă îmi trăiește soțul, merge bine, dacă am vreun viitor, vreun motiv, vreo perspectivă. Nu era legat de nimic, era legat doar de Dumnezeu de felul cum Iov, de fapt, spune acolo, chiar dacă mă va ucide, chiar dacă totul se va distruge, dacă trupul îmi va fi distrus complet, niciodată nu voi întoarce spatele lui Dumnezeu. Ruth are această credință, acest drum fără întoarcere. Ea nu a lăsat, a dărâmat podul în urma ei, n-a lăsat posibilitatea să se întoarcă înapoi. Se vede că Orpa a cultivat o credință alternativă, comparativă, probabil, și din multe puncte de vedere firească, pământească, materială, pur și simplu. Și în momentul când toate aceste elemente au dispărut, a dispărut și credința ei în Dumnezeu. I a fost egal să meargă după Dumnezeu sau după Dumnezeii Moabului, cum era Chemoș. Um, Rut nu. Ruta a primit pe Dumnezeu în sufletul ei și spune așa, chiar ea, prin că soacra ei a încercat să-i spună despre greutățile care o, o vor aștepta. Nu, no. întâmple mi se orice, spune ea, orice mi se va întâmpla, niciodată nu voi părăsi. Calea aceasta. Voi merge cu tine și, dacă voi muri, voi muri cu tine datorită a ceea ce avem, datorită numitorului nostru comun, care este Dumnezeu. Dacă ne-ar întreba cineva, care a fost totuși elementul care a despărțit aceste drumuri, aceste două destine incomparabile? Elementul acesta poate fi descris în doar câteva cuvinte și anume, cine este Dumnezeu pentru tine? Cum îl vezi pe Dumnezeu? Ce imagine are El în ochii tăi? Lucrul acesta poate fi unul normal în viață, indiferent, nu se vede pe fruntea cuiva care are o imagine mai bună sau mai rea. Lucrăm, muncim, ne îmbolnăvim, ne însănătoșim, avem familie și așa mai departe. Dar, vine o situație în viață în care, așa cum spune cartea profetului Maleachi, veți vedea deosebirea, vine o situație în viață în care se vede deosebirea în funcție de ceea ce crezi tu despre Dumnezeu. Dacă ascultă Israel, Domnul Dumnezeul tău este singurul Domn, dacă acest lucru e adevărat în spirit pentru tine sau orice om venind în lume, Vine un moment în care nimic și nimeni nu te va putea despărți vreodată de el. Dacă Dumnezeu este unul dintre, una dintre preocupările vieții tale, printre altele, cum am auzit pe mulți oameni spunând prostia aceasta că Dumnezeu este pe locul 1 și pe, locul, El este pe locul unu și pe locul 2, 3 este printre locuri Dumnezeu. Nu, Dumnezeu este pe locul lui Dumnezeu, Dumnezeu este unul, nu poate fi pe locul unu. Este pe locul lui Dumnezeu. Noi nu avem alte locuri lângă Dumnezeu. Vine un moment în care acest lucru aduce roade. Nu e nimeni scutit de așa ceva și nu pleacă nimeni de aici nebinecuvântat cu această încercare a credinței mai de preț decât aurul. De ce? mai de preț decât aur, pentru că ea are cu sine un destin de neimaginat. Cine ar fi putut spune unei tinere din Moab, tânără văduvă, alături de o soacră văduvă, într-o sărăcie luce, absolut zero, că va fi parte din familia celui ce urma să vină? Cine ar fi putut spune așa ceva? Cine ar fi putut spune sau cine ar fi putut crede așa ceva? Cine ar fi putut crede că această ființă rut, Merge ca acei din Israel care erau pe cea mai de jos dreapta economică, adunau spicele rămase pe urma altora. Strângeau toată ziua, doi pumni de orz sau de mâncau câteva boabe prăjite și așa. Cine ar fi gândit vreodată că ogorul în care era ea va fi al ei, ea va fi stăpâna acestor ogoare și a acestor oameni care erau acolo? Cine ar fi gândit că în familia ei se va naște acela din care se va naște bunicul lui David, și apoi se naște mântuitorul nostru din seminția lui David. Cine ar fi gândit când citim genealogia lui Isus și vedem numele ei acolo? Urpa se întoarce pe baze raționale. Nu aduc niciun cuvânt de acuzație asupra acestui lucru, numai că atunci când. O punem sau punem în tensiune rațiunea cu revelația cu îndemnul lui Dumnezeu. Noi, de fapt, punem sub semnul întrebării înțelepciunea lui Dumnezeu. Punem sub semnul întrebării adevărul pe care l-a spus Dumnezeu. Rațiunea, rațional, gândesc sau mintea îmi spune un anume lucru, deci nu are cum. Nu este logic, spunea un mare om care a scris o carte extraordinară în Lomalinda cu privire la lucrul acesta și în care pur și simplu zeifică logica. El spune totul depinde de logică. Am citit cartea lui, m-am gândit la cuvintele lui, cât substituie logica cu Dumnezeu. Zurșel cheamă și cartea se numește Idolatria sângelui. M-am gândit la lucrul acesta, dar mi-am dat seama și am aflat dintr-un podcast că, de fapt, la baza sinuciderii stă logica. Cel care se sinucide spune, e logic să fac lucrul acesta. Ce motive mai am să mai trăiesc? Orpa face un pas logic și Cine privește din afară și cine nu cunoaște pe Dumnezeu spune că ori pare dreptate, ori pare minte, își folosește mintea, este rațională, este responsabilă. Cealaltă este o fanatică, este o, pleacă cu o femeie în vârstă, într-o țară străină, nimeni. Aici erau social atașate și prezente și respectate. Dar Biblia spune în Evrei, capitolul 11, aceștia au pornit prin credința în Dumnezeu, fără să știe unde merge, dar știind cine l-a chemat. Acest lucru este... Sunt într-adevăr motive care la un moment dat ne vor despărți de ceea ce credem. Dar nu există motiv vreodată să ne desparte de acela în care credem, de, ci, de cine este cel în care credem. Crezând ceva despre cineva nu înseamnă a crede în cineva. Adică în Isus. Crezând în Isus nu înseamnă a crede despre Isus anumite lucruri. Și eu credeam despre Isus, spune Pavel, că trebuie să fac unele și altele. După aceea mi-am dat seama că ce credeam nu însemna cine era acela despre care credeam. Și astfel că adresează întrebarea aceasta Pavel și privim aceste două cumnate pe frontiera vieții, clătenându-se într-o parte și alta. Vedem o înclinată definitiv de a urma pe Dumnezeu și, și pe cealaltă înclinată definitiv în a urma gândirea ei și rațiunea ei. Și întreabă Pavel. Cine ne va despărți pe noi, nu de ceea ce credem noi despre Hristos, nici de ceea ce predicăm noi despre Hristos, nici de ceea ce crede biserica sau lumea. Nu. Cine ne va despărți de El? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Foamea, suferința, moartea, batjocura, tip de avem îmbrăcăminte. Nu, sunt încredințat că nimic din toate acestea nu ne pot despărți pe noi de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Isus. Ar fi fost imposibil ca orpa să nu vadă diferența între Chemoș și Iahveh. Chemoș care în fața căruia ardeau copii și în templu căruia recrutau fecioare din sat le indica preotul, nu aveai voie să, tu nu existai, nu aveai dreptul la opinie, la răspuns și le ducea la templul lui Chemoș acolo unde veneau adulterii și plăteau pentru sex și banii aia mergeau la templu Lucru care se întâmplă și astăzi în forme volate, chiar la nivel de oameni numiți mari în lumea noastră, dar așa se întâmpla acolo. Fiecare fată în locul acela trăia cu spaima cumplită că într-o zi preotul o să pună ochii pe ea și o să o ducă la templu să fie de vânzare tuturor celor ce poftesc. Ea știa aceste lucruri. Ea nu le-a găsit pe acestea în Jehova și dacă ar fi stat orice om rațional cu adevărat, care ar fi stat să compare una cu alta, n-ar fi avut nevoie de timp de gândire. Domnul nu seamănă cu niciunul din zei aceștia. Și totuși, Puterea înclinației noastre, puterea sau idolatria mai degrabă pe care o exercităm în dreptul minții noastre, a gândirii noastre, a vederilor noastre, a calculelor noastre, a părerilor noastre, a opiniilor noastre, a premoniției noastre, idolatria aceasta care înlocuiește pe Dumnezeu cu propria noastră gândire și ființă. Idolatria aceasta face victime dintre care cea din tip victimă este idolatul însuși. El se închină, cum pescarul de pe vremuri se închina la plasa lui de pescuit, tot la fel omul modern se închină la mintea lui, la tehnologia lui, la perspective. Nu, ce e viața veșnică în Biblie? Vă spunem noi cum e viața veșnică. Uite, o să înlocuim organele cu unele de plastic, de oțel, uite, așa va fi. Și astfel omul va trăi pentru totdeauna și vom lua și capul unui om și îl vom planta pe trupul altui om, și sunt multiple lucruri astăzi. Aici nu mai citiți în Evanghelie. Nu, Mântuitorul a spus: Viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Hristos pe care l-ai trimis tu. Aici drumurile s-au despărțit, și pentru fiecare dintre noi, în această scurtă viață, care este un simplu vis. Din care ne trezim la deșteptare, spune cuvântul. Viața aceasta ne este dată pentru a ne spune cuvântul cu privire la direcția în care mergem, încotro am ales să mergem. Un destin asemănător, o călătorie asemănătoare și totuși două destine atât de diferite. Orpa a pierit pentru totdeauna în negura istoriei. Iar rud a rămas pentru totdeauna în paginile Istoriei Sfinte, în familia Domnului nostru Isus Hristos. A rămas o lumină peste mii de ani pentru toți oamenii care trăiesc pe Pământul acesta. Fiecare dintre noi suntem la această bifurcație a vieții și avem posibilitatea de a fi un rut sau orpa, adică fie de a urma logica și rațiunea minții noastre, care sunt daruri de la Dumnezeu când sunt bine întrebuințate, fie a ne închina lui Dumnezeu. Aceste daruri ne-au fost date nu să ne închinăm la ele, ci să le folosim în cunoașterea lui Dumnezeu și a adevărului. El să ne dea întotdeauna puterea aceasta să aruncăm ancora credinței peste prăpastia necunoscutului și imposibilului. El este Dumnezeul imposibilului. Petru învățase această lecție și când a spus Iisus, uite, aruncați mreaja în partea dreaptă, el a zis, e nonsens, e nonsens, spune orpa să plecu. ea, e nonsens dar nu rămân. Adică e nonsens după mintea mea, după logica mea. Toată noaptea am încercat să vă Este nonsens. Dar la cuvântul tău voi împlini acest nonsens. Și Biblia spune că când am încercat să tragă mreaja, 153 de pe mari erau acolo în plasa aceea de neimaginat care mărturiseam nu despre domnii pescari, ci despre cel care a spus, aruncați mreaja în partea dreapta a Deodată când a văzut lucrul acesta, Petru a strigat, este Domnul, este urma lui Dumnezeu. Numai El putea să facă așa ceva. Fie ca Dumnezeu să ne lumineze sufletele, El să fie atracția sufletului nostru și chemarea Lui să fie singura chemare. Fie ca atunci când nu vom vedea, nu vom înțelege, nu vom putea pătrunde negura să aruncăm ancora credinței noastre în făgăduința lui Dumnezeu. Nici de cum n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Pentru aceste cuvinte, Doamne, îți mulțumim și ne închinăm înaintea Ta. Tu ne-ai dat promisiunea aceasta nespus de mare și spântă. Ajută-ne să umblăm prin ea. Ajută-ne să trăim prin ea și fă lucrul acesta și pentru aproapele nostru, Doamne, a cărui viață se clatină pe marginea prăpastiei. Ridică ochii noștri și ațintește-i la tine și fă, Doamne, ca prin aceasta ființa noastră să fie transformată în, după chipul și asemănarea ta, prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.